Despre Ava Sinesie Acest fericit Sinesie, bărbat cu cernic și smerit, după ce a scăpat din robie, a ales calea cea anevoioasă spre mântuire, venind în regiunea unde se nevoia Sfântul Elpidie, lângă care a viețuit șapte ani, învățând ce înseamnă nevoința. Dar mai ales cum să câștigi îngăduința cea mare în nevoință. După șapte ani, Elpidie și ucenicul său, Sinesie, s-au închis într-un mormânt, unde au stat trei ani, timp în care zi și noapte au înălțat rugăciuni bunului Dumnezeu, fără să iasă sau să vadă pe cineva pentru viețuirea lui, Sinesie s-a învrednicit să primească taina preoției. Monahii și monahile din mănăstirile învecinate îl iubeau atât de mult încât l-au rugat cu lacrimi în ochi să accepte să devină mai marile mănăstirilor de femei și bărbați din Capadocia. Chiar dacă iubea din adâncul inimii viața pusnicească, fericitul a acceptat această îndatorire pe care a îndeplinit-o strălucind în virtuți ca un luceafăr. Cu toate că nu avea cele trebuincioase, fericitul Sinesie era primitor de străini, ca un al doilea Avram, spre rușinea celor care aveau bogății, dar care erau lipsiți de bunătate și milostenie. despre Ava Gadana. Am fost învrednicit să cunosc un bătrân sfânt pe nume Gadana, care era din Palestina. Acesta a viețuit în pustietatea Iordanului fără să aibă un acoperiș deasupra capului, îndurând arșița soarelui și frigul din timpul nopții. Odată, aflându-se în apropiere de Marea Moartă, a fost atacat cu săbiile de iudeii fanatici, dar prea bunul Dumnezeu l-a păzit pe robul său, uscând mâna celui care a vrut să străpungă cu sabia trupul fericitului Gadal. Despre Ava Ilie Vrednicul de pomenire Ilie Viețuia într-o peșteră din părțile Iordanului, ducând o viață plină de osteneli, post aspru și priveghere. Era iubitor de străini și, chiar dacă era sărac, îi primea cu toată dragostea pe toți cei ce doreau să-l vadă. Într-una din zile, a fost vizitat de mai mulți frați văzând sfântul că aceștia sunt flămânzi și că el nu are nici măcar o pâine uscată, s-a întristat foarte tare. Totuși s-a gândit să intre în peștera sa cu nădejdea că va găsi câteva firmituri de pâine. Când a intrat, a văzut trei pâini proaspete, parcă scoase în acea clipă din cuptor și luând pâinile, le puse pe masă, iar frații nu au izbutit să mănânce decât două pâini. Rămânând o pâine, fericitul a mâncat cinci zile din ea. Acest dar i-a fost dat cu viosului Ilie pentru dragostea lui față de străini.